Bună! Din dorința de a fi mai explicită, vă voi prezenta pe etape realizarea unui tort de ciocolată. În acest prim videoclip vă prezint rețeta de blat de tort cu cacao. Avem nevoie de 8 albușuri, 8 gălbenușuri de la ouă mai mari, de mărime L, aproximativ între 63-67 de grame bucata, 140 de grame zahăr, pentru cine nu are cu ce să cântărească zahărul, o lingură plină, deci veți spune 8 linguri pline, 140 de grame făină sau 7 linguri cu vârf, cacao 2 linguri cu vârf, un praf de sare și o lingură cu zeamă de lămâie. Acum, pentru început, cuptorul trebuie preîncălzit cu 30 de minute înainte. Într-un bol mai mare, punem albușurile pe care le vom bate bine spumă cu un praf de sare. Un singur lucru de precizat, când separăm albușurile de gălbenușuri, să nu puneți din gălbenuș în albuș, pentru că nu se va mai bate bine bezeaua. După ce am bătut bine spumă, înainte de a adăuga zahărul, voi răsturna într-un vas mai mare, deoarece nu este spațiu. Deci așa trebuie să arate albușurile bătute cu sarea. Pun zeama de lămâie și zahărul tot odată. Acum batem în continuare până vom forma o bezeală. Am pus zeama de lămâie, care m-a ajutat să dizolv mai rapid zahărul. De aceea, în 3-4 minute, deja bezeaua s-a format. Acum, voi bate ușor gălbenușurile. Pe care le adaug. Cutelul, prin răsturnare, voi amesteca ușor, nu de multe ori. Făina o amestecăm cu cacao. Și o adăugăm. La fel. Ridicăm prin răsturnare, căutăm să incorporăm fără să amestecăm foarte mult. Bezeaua va rămâne intactă.
amestecăm de 9-10 ori. Acum, ne folosim de o tavă de copt cu diametru 24 de centimetri, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt mai întâi, apoi cu unt solid. Puteți folosi și o cratiță cu diametru de 24 de centimetri dacă nu aveți această formă. Vom pune compoziția. O întindem foarte bine pentru a se așeza bine spuma și nivelăm cât mai drept pentru a nu ieși bombat. Acum o pune la copt pentru circa 40-45 de minute. Am scos blatul de tort după 45 de minute de copt la foc mic. Îl lăsăm să se răcească. În speranța că v-am fost de ajutor, vă mulțumesc că m-ați urmărit!